Înălțarea Domnului este prăznuită la 40 de zile după înviere, în joia din săptămâna a șasea după Paști. Anul acesta o sărbătorim pe 6 iunie. Este cunoscută în popor și sub denumirea de Ispas. În această zi, creștinii se salută cu Hristos a înălțat și adevărat s-a înălțat. Înălțarea Domnului reprezintă unul din momentele culminante ale purtării de grijă a lui Dumnezeu față de noi toți. Și anume momentul în care ne îndeamnă Domnul nostru Iisus Hristos ca mai ales de acum încolo să punem în aplicare ceea ce ne-a învățat. De ce? Pentru că el va veni din nou cu Slava Angerească, cu Slava pe care o are în ceruri, să ne și cerceteze, să ne și întrebe cum am rezolvat toată problema vieții noastre. Adică ce am ales în viața noastră, mai mult voia lui sau mai mult cheful nostru. Și în acest sens suntem bucuroși că Domnul nostru ne oferă un asemenea prilej deosebit de a-L cunoaște, de a ne apropia de El, ne dă și puterea și inspirația necesară și totodată ne și cheamă ca să nu devenim în această lume doar pământești, ci să devenim și cerești, adică să ne facem vrenici prin trăirea noastră de zi cu zi, prin gândurile, vorbele, gesturile și faptele noastre cât mai bune, cât mai folositoare, cât mai liniștite și cât mai înțelepte, să fim vrednici și de petrecere cerească. Și pentru asta îi dăm lui slavă, iar dumneavoastră să fiți cu toții binecuvântați. Prin hotărârile Sfântului Sinod al Bisericii Ortodoxe Române din anii 1999 și 2001, sărbătoarea înălțării Domnului a fost consacrată ca zi a eroilor și sărbătoare națională bisericească de înălțarea Domnului în toate bisericile din țară, se face pomenirea tuturor eroilor români căzuți de-a lungul veacurilor pe toate câmpurile de luptă pentru credință, libertate, dreptate și pentru apărarea țării și întregirea neamului. În Mușcel, începând cu ora 10, militari din garnizoana Câmpulung, oficialitățile locale și directori de instituții, vor depune coroane cu flori la Monumentele Eroilor din Cimitirul Flămânda, centrul municipiului, mausoleul Eroilor de la Mateiaș, la Dragoslavele și Rucăr. La Lerești se vor depune coroane de flori și vor fi oficiate slujbe de pomenire la toate monumentele din localitate, începând cu cel al eroului Vasile Milea.